Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Reprezentanții PNL Gorj vor să știe cum cheltuie primăria Târgu Jiu banii cu câinii fără stăpân. Se caută soluții pentru comunitățile de rom din județul Gorj. Robert Filip participă personal vineri alături de angajații primăriei la o acțiune de curățenie. Reprezentanții PNL Gorj vor să știe cum cheltuie primăria Târgu Jiu banii cu câinii fără stăpân. Conform legii, după 14 zile petrecute în padocul municipalității, dacă patru pedele nu sunt revendicate, atunci acestea ar trebui eutanasiate. Practic, după acest termen, primăria nu mai are voie să facă alte cheltuieli. Se va încerca printr-un proces de clorinare sau tratare cu raze ultraviolete ca sursa de apă existentă să poată fi introdusă în consum, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Trenează o situație de ani de zile. Deputatul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, spune că va sesiza Curtea de Conturi dacă în termen de 30 de zile nu va primi un răspuns în ceea ce privește banii publici cheltuiți de către primăria Târgu Jiu cu câinii fără stăpân. Fac o solicitare public astăzi. Să ne comunice primăria Târgu Jiu, nouă târgujienilor, cât cheltuie sau și cât a cheltuit cu acești câini fără stăpân după cele 14 zile în care, conform legii, obligația să-i țină în adăposturi. Și în ce bază legală au făcut aceste cheltuieli? Pentru că, așa cum v-am spus, după cele 14 zile îi trebuie eutanasiați. Cheltuiala făcută după cele 14 zile este nelegală. Mai mult de atât, dacă în urma solicitării pe care o vom face primăriei Târgu Jiu nu vom primi un răspuns în 30 de zile, cum prevede legea, voi face sesizare la Curtea de Conturi. Să meargă la primăria Târgu Jiu să verifice și să impute acești bani. Cheltuiala făcută cu câinii fără stăpân după cele 14 zile este nelegală și dorim recuperarea acestor sume, a mai declarat Dan Vâlceanu. Ultimele analize biologice recoltate de la căminul de bătrân de la Suseni au arătat că apa nu este infestată cu bacteria E. coli. Apa nu este potabilă, dar autoritățile județene vor lua măsuri în regim de urgență pentru a rezolva această problemă. Se va încerca printr-un proces de clorinare sau tratare cu raze ultraviolete ca sursa de apă existentă să poată fi introdusă în consum, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Trenează o situație de ani de zile privind acea captare de apă care îi lipsește un element sau o componentă principală, stație de tratare. Am vorbit cu cei de la serviciu tehnic acum și de regim de urgență trebuie găsit o soluție și există soluție încât într-un proces de clorinare sau de tratare cu raze ultraviolete, acea sursă de apă să poată fi introdusă în circuitul de consum. Important pentru mine este că din analiza biologică luată în data de 14 și introdusă în laborator în data de 15, pe ce mă temeam cel mai mult, pe parametrul Escherichia coli este zero și asta este important. Se va lua în calcul și branșamentul la rețeaua de apă potabilă a comunei Runcu, dacă va fi posibil. Trebuie, în regim de urgență, aceste două măsuri luate. Ori stație de clorinare, ori stație de tratare, sau, dacă nu, branșamentul la rețeaua de apă potabilă a comunei Runcu. Să vedem cum este, dacă este posibil, să vedem debitul și asta. Dar trebuie găsit o soluție. Atât personalul, precum și beneficiarii centrului folosesc dozatoare de apă. Se caută soluții pentru comunitățile de rom din județul Gorj. Problema locurilor de muncă, abandonul școlar, neplata taxelor și impozitelor sunt doar unele dintre problemele cu care se confruntă autoritățile locale. Comuna Benceș-Ciocadia nu are potențial economic, nu putem oferi locuri de muncă, astfel că mare parte dintre romi aleg să plece din țară, a declarat primarul Victor Ciogia. Soluțiile pentru romii din comunitatea mea sunt foarte reduse, fiindcă în comună noi nu avem niciun potențial economic ca să putem să integrăm, să fie angajați la societăți comerciale. De aceea ei ia drumul Occidentului. Taxele, impozitele și amenziile nu se plătesc, iar sumele restante degrevează bugetul local al comunei, a mai declarat Victor Ciogia, primarul comunei Benceș-Ciocadia. Taxele și impozitele nu se plătesc
Și ce este mai rău, că avem în jur aproape la 3 miliarde amenzi neîncasate și aceste amenzi degrevează bugetul local al comunității. Deci avem de două ori de suferit, odată că nu primim banii de la finanțe și de la Consiliul Județean, fiindcă nu se fac încasările, și totodată nu primim nici încasările pe care trebuie să-și plătească ei amenzele. O altă problemă este abandonul școlar în rândul romilor, ce a dus la tăierea locației complementare, a mai spus primarul comunei Benjiș-Ciocadia. Abandonul școlar din ce în ce este mai mare în rândul romilor și, pe surprinderea mea, a început abandonul să fie și în rândul românilor. De aici chiar ieri a semnat vreo 15-20 de dispoziții în care li s-a tăiat alocațiile complementare din lipsă, de, fiindcă au absență la școală, deci e un amalgam de probleme. Le cunosc foarte bine problemele. Am investit bani din bugetul local și fonduri europene pentru zona romilor. S-a construit o baie comunală, un centru de zi, o spălătorie și un centru medical, iar la școală li se oferă o masă, a declarat Dumitru Turbăceanu, primarul comunei Baia de Fier. Avem un centru medical, avem baie comunală, spălătorie, unde le spălăm și hainele. Deci ați investit ceva? Da, sunt bani investiți numai din bugetul local, ci din fonduri europene. Am avut o echipă destul de bună, care am muncit împreună și avem, dacă nu mă înșel, vreo 4 proiecte pe fonduri europene pentru romi. Avem și în derulare, le oferim la școală o masă la copiii din zona Rudăria. Deci le cunosc foarte bine și problemele sociale și problemele economice, fiindcă înainte le-am fost preo 12 ani de zile, deci îi cunosc destul de bine. Problema esențială a comunității romilor rămâne totuși cea a lipsei locurilor de muncă, dar se caută soluții și pentru rezolvarea acesteia. Lucrările la viitoarea centură ocolitoare a municipiului Târgu Jiu au fost oprite din cauza unui proprietar care nu vrea să predea terenul constructorului. Mai mult, investiția riscă să se deterioreze dacă muncitorii nu vor continua lucrările. Lucrările la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt blocate în zona Maradiei. Proprietarul unui teren pe care va trebui să treacă centura a obținut o ordonanță președințială în instanță pentru a opri lucrările. Această zonă, la Maradia 2, cum o denumim noi, unde avem acea ordonanță președințială, aminteam de acel pod care nu poate fi finalizat și deja lucrările, după cum ați văzut, încep să deterioreze armăturile metalice, ruginesc. Pentru noi aceste întârzieri și pentru noi și pentru constructor înseamnă mulți bani pierduți. Ei sunt nevoiți să-și asigure paza pe timpul zilei și pe timpul nopții pentru a nu se întâmpla nimic cu materialele care sunt în șantier. În aceste condiții, lucrările la centura ocolitoare bat pasul pe loc, spun reprezentanții de la drumuri. Proprietarul de pe acest teren a obținut în instanță o ordonanță președințială, dorește mutarea centurii. Inițial a dorit anularea hotărârii de guvern și a pierdut la Craiova acel dosar. În păcate, după cum bine știți, termenele la Înalta Curte de Casație sunt foarte lungi. Noi sperăm să găsim înțelegere la instanța din Gorj, vom încerca un nou termen, să facem noi o intervenție asupra ordonanței, să ni se permită măcar să punem în siguranță aceste lucrări, să evităm deteriorarea lor și automat niște costuri mult mai mari. Rămâne de văzut când vor continua aici lucrările. Primarul orașului Rovinari, Robert Filip, participă personal vineri alături de angajații primăriei la o acțiune amplă de igienizare a orașului. Edilul vrea ca localitatea să fie un exemplu la curățenie în județ și va organiza și un concurs dotat cu premii extrem de substanțiale pentru cea mai frumoasă grădină. Facem curățenie, dăm exemplu la oameni și facem și noi la una cu ei. Este absolut normal ceea ce facem. Vrem ca totul să fie în ordine la Rovinari, spune primarul Robert Filip. Dimineață ne-am propus, noi am făcut o acțiune anul trecut când eram simplu candidat la primăria Rovinari. Acum vreau să le arătăm oamenilor că suntem atât educați cât și bine intenționați. Mâine dimineață, azi am avut o ședință operativă, mâine dimineață vor participa toți angajații primăriei, serviciile care le are primăria în subordine, firma primăriei, oamenii asociației pentru Rovinari și foarte, foarte mulți tineri care cred că au înțeles într-un fel sau altul mesajul, că noi trebuie să contribuim toți pentru înfrumusețarea orașului nostru și să menținem curățenia. Cam câți oameni așteptați la această? Eu cred că o să fim minim 150-200 de oameni.
Împărțiți pe patru echipe, mergem în zone să curățim. 150-200 de oameni împărțiți în patru echipe vor face vineri curățenie în Rovinari. Vreți să-i mobilizați și pe cetățeni? Am înțeles că organizați și un concurs în ceea ce privește curățenia. O să avem concomitent să deschidă și o campanie de curățenie privind grădinile oamenilor, se numește Un Oraș Verde, Rovinar Un Oraș Verde, unde toți cetățenii care au grădini și toți cetățenii din orașul Rovinar pot să participe la acest concurs, să iese în grădina din fața blocului. E un concurs care nu este la prima ediție. Premiile sunt 25 de milioane, 2500 de lei vechi, de lei noi primul loc, 2000 locul 2 și 1500 de lei locul 3. Sunt mai multe criterii, de asta îi sfătuiesc ca să vină să se înscrie la concurs. După care concursul se va desfășura pe perioada 30 de zile. Iată că sunt premii foarte substanțiale. Eu cred că sunt substanțiale, sunt oameni care anul trecut au venit și mi-au spus că au câștigat concursul și și-au renovat scara de bloc. Premiile oferite pentru cei care au cele mai frumoase grădini sunt mai mult decât substanțiale. La Leaua Pestriță, cunoscută și sub denumirea populară de Floarea de Șah, poate fi admirată pentru frumusețea sa exotică timp de 7 zile în pădurea Mărgăritarului, situată în comuna Dănești. Un singur pădurar păzește numai puțin de 60 de hectare de pădure în care La Leaua Pestriță a înflorit. La Leaua Pestriță este declarată monument al naturii și este protejată de lege. Un singur om are misiunea de a păzi aceste flori de cei care intenționează să le rupă. La Leaua Pestriță este protejată a naturii, se află în raza ocolului silvic Târgu Jiu și are o pondere pe suprafață de aproximativ 100 de hectare. Se mulțește an de an, o protejăm prin pază colectivă, prin pază individuală, cât putem și noi ca să nu se rupă și să se valorifice pe piață. Unde mai există în țară așa ceva? După câte știu eu, pe la Bistrița, dar o suprafață mai puțină. Pe suprafață mult mai puțină decât la noi aici în Târgu Jiu. La noi, deci cât este? Este pe suprafață de 100 de hectare. 100 de hectare. Și ponderea este să mulțește an de an și să, prin semințele care se aruncă când ajung ele la vârsta de maturitate, se mulțesc foarte, foarte, foarte repede. Nu este o muncă foarte ușoară, dar spune că iubește atât de mult frumusețile naturii, încât pe un salariu modest muncește și în plus. E cam o floare unicată, seamănă foarte mult cu laleaua noastră din grădină, dar numai că este sălbatică. Asta e. Și este frumoasă, ce să mă, noi o protejăm cât putem. Da, culoarea este chiar senzațională. Da, are niște clopoței pe ea, culoarea este pe mov, este foarte, foarte, foarte frumoasă. Este un areal care corespunde multor specii care nu sunt protejate ale naturii și care fac o ambianță extraordinară între lalea și restul arealului care este în această zonă. Ca să fiți pădurar, bănuiesc că vă trebuie și foarte multă pasiune, foarte multă dragoste pentru natură, păsări, da, flori. Este așa, aveți perfectă dreptate. Iubesc foarte mult natura, florile, păsările. Romica Prodea este pădurar de 31 de ani. Numai puțin de 60 de hectare de pădure sunt acoperite cu laleaua Pestriță. O floare protejată de lege pe care de mai bine de 7 ani pădurarul din localitatea Botorogi o păzește. Conducerea școlii generale din Drăguțești se poate mândri cu câțiva elevi olimpici la limba și literatura română, dar și la religie. Cei mai mulți sunt din clasa a 7-a la română și spun că vor avea mai mult de muncă în următoarea perioadă, pentru că nu vor să dezamăgească la faza națională. Primarul din Drăguțești, Dumitru Ion Popescu, vrea să investească și mai mult în elevii din satele componente în perioada următoare. O mare bucurie în suflet. Vorbeam de promovarea învățământului. Întotdeauna asta mi-am dorit, să vorbim despre copii și despre profesorii din școli. Bucuria mare care este, câțiva copii din școala generală Drăguțești au ajuns la olimpiadă. O domnișoară a ieșit locul întâi pe județ la limba română. Profesoara de limba și literatura română spune că fetele au fost la înălțime până acum. Anul acesta am avut 5 elevi care au participat la olimpiada de limba și literatura română faza județeană. Un elev de la clasa a 6-a, 3 eleve de la clasa a 7-a unde suntem și o elevă de la clasa a 8-a.
A obținut rezultate foarte bune de la 93 de puncte, 93, 95, 99 și fata care merge la faza națională, 111 puncte. Eu mai participat și anul trecut. Fata care a luat 111 puncte anul trecut a luat locul 3 și s-a ambiționat anul acesta și iată că a reușit să ajungă pe locul 1. Eleva care a obținut locul 1 la clasa 7-a povestește cum a primit vestea. A fost ceva spectaculos pentru mine. Inima mea s-a bucurat atât de mult când am văzut punctajul încât am rămas într-o stare de extaz. Am început să sar prin cameră spunând sunt prima. A fost ceva uimitor, însă pot spune că nu aș fi putut realiza acest mare avantaj în viața mea fără doamna mea profesoară, care m-a îndrumat și mă îndrumă către un viitor strălucitor, plin de literatură și multe poezii și multe cărți și romane. Lectura m-a ajutat foarte mult, limbajul conferit de romanele citite, de psihologia oamenilor, de gândirea evoluată mi-a oferit o gândire aparte. Astfel de elevi ca Diana merită încurajați să meargă și mai departe, pentru că slavă Domnului nu duc lipsă de potențial. Primarul Ion Stamatoiu vrea să se întâlnească cu toți preoții din sat pentru a discuta subiectul taxelor percepute de aceștia. Edilul din Scoarța nu înțelege de ce taxele diferă pentru același serviciu, respectiv o înmormântare sau o căsătorie. Primarul din Scoarța spune că subiectul taxelor percepute de preoții nemulțumește pe localnici, așa că primarul vrea o întâlnire cu toți pentru a clarifica problema. Este un punct sensibil, eu chiar am discutat cu consilierii, o să avem o întâlnire cu toți preoții din comună. Noi o să stăm de vorbă cu preoții și asta și vreau, deoarece întâmpinăm, nu zic greutăți, dar având în vedere că avem biserică și pe zona Bob, Colibaș, Scoarța, Copăcioasa, Budien, Piștești, aș vrea ca să purtăm o discuție cu preoții, să stabilim o taxă comună, fiindcă diferă. Preotul de la Bobu are o taxă, preotul de la Budin altă taxă, până la urmă fac aceeași activitate. Da, și oamenii se mulțumesc. Da, oamenii află că, cum duce cel la preot, de ce e numai atât? Ăla... Și am înțeles că au și specificat o taxă, să fie aceeași taxă la toate aceste biserici. Ion Stamatoiu vrea să cheme la întâlnire și un reprezentant al protoierii. Eu o să cer sprijinul și celor de la Cărbunești, protoieria Cărbunești și Târgu Jiu, să participe la această discuție a noastră, care va fi în cel mai scurt timp, într-o săptămână, sper să ne întâlnim, ca să punem de acord ca și cetățeanul să fie mulțumit de serviciile prestate de preot la același preț. Da, taxele diferă pentru ce? Pentru mormântări? Mormântări, diferite parastase, nunți și deci diferă. Deci este aceeași preț peste tot? Nu. Fiecare preot? Da, fiecare preot și-a făcut taxa proprie. Și nu știu dacă, nici nu cunosc dacă au specificat ca fiecare să-și pună taxa sau există legislativ taxă fixă. Oamenii au aflat de tarifele diferite practicate de preoți și și-au spus nemulțumirea autorităților locale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!